să nu mai vine. Știi tu oare, Andrei, cine ne-a trimis să te fericităm așa frumos? Ia spune-ne și nouă. Sora și mama. Ele sunt sufletele, dragi, plecate departe, da? Da. Într-adevăr, surpriza vine de la cei plecați departe, care vor să spună că acolo unde sunt, chiar dacă au plecat la mii de kilometri, te au în inima lor, te iubesc și de acolo de unde sunt îți trimit toată căldura lor sufletească într-o zi frumoasă de iarnă, când ai ales tu să vii pe lumea asta. Și ei au mai trimis pentru tine un mesaj de felicitare. Azi, în zi de calendar, fulgușorii tăi de viață îți aduc din nou un dar sufletului de dulceață. Azi îți aduc urări de bine, îți aduc cuvinte mari, îți urăm noi fericire, scumpul nostru, la mulți ani. Azi îți cântă cu iubire cei pe care îi îndrăgești. Chiar de nu suntem aproape, știm că tu aproape ești. Inimioara ta de soare știe numai a iubi. Nu avem deja răbdare pentru a ne regăsi. Astăzi însă, dragă frate, mama, tata și cei dragi îți doresc sănătate și mulți ani în tot ce faci. Cu drag, această surpriză vine de la mama Lilia, sora Zina, cumnatul Vladimir și nepoțelul Vlăduț. Toți azi îți spun într-un glas la mulți ani, scumpul nostru Andrei. Ți-a plăcut surpriza lor? Da. Îi mulțumesc pentru această surpriză. Îți dorim ca să iai pe cei dragi cât mai des și posibil aproape, să țineți legătura între voi, pentru că este o legătură frumoasă, o legătură sfântă. Între frați este cea mai prețioasă legătură. Să o păstrați ani de zile, să țineți unul la altul, să vă iubiți. Mama te iubește necondiționat toată viața și tata la fel. Și tu, la rândul tău, rămâne doar să-i bucuri cu toate reușitele tale. Te vei strădui? Da. Fericire, sănătate, pe cei dragi mereu alături. Stimă, sănătate. Dragi. Sănătate. Vă mulțumesc frumos pentru surpriză și vă aștept cu drag acasă. De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Este ziua ta. De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea. Eu îți ofer dragostea, dragostea.